urmează testul la 10 kHz. Să vedem cum se comportă. Deci la 5 kHz erau distorsiuni destul de măricele. Creștem nivelul. Deja se văd distorsiunile. La 10 kHz, ca să fie semnalul curat, avem 66 de V pe ieșire. Asta arată 61, probabil că osciloscopul măsoară mai bine în cazul de față, pentru că astea se știe că lucrează foarte bine pe frecvență până în 4-500 de Hz. Ok, deci curat ar fi 2 ori 66 de V până în limitare. Destul de bine. Rezistențele deja încep să se înroșească. Se aud cei 10 kHz în rezistențe. Deci încă o dată și 2 ori 66 de volți. Aici se observă puțin tel distorsiunea de clasă H, că rupe exact la jumătatea tensiunii. Oricum, din ce am testat clasă H, până acum teampul ăsta se comportă cel mai bine la distorsiuni care se întâmplă la step-up switching. Deci pentru o clasă H e destul de bine. A luat foc și piatra de polizor pe care țin rezistențele, că are sulf înăuntru, ok, lăsăm.